Această soluție trebuie să fie bazată pe principiul suveranității, integrității teritoriale în frontierele internaționale recunoscute ale Republicii Moldova, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistreană și în întreaga noastră țară. Prin negociere și dialog, așa reiterat ministrul de externe Nicu Popescu că vede soluționarea conflictului transnistrean. Declarația a fost făcută la o întrevedere a diplomatului cu președintele în exercițiu al OSCE, Zbigniew Rau. Cel din urmă oficial a întreprins o vizită la Chișinău, urmând să aibă o întâlnire și cu liderii de la Tiraspol. In the light of the ongoing fighting in Ukraine, it is even more important to strengthen dialogue and confidence building in the Transnistrian settlement process. Let me assure you, the OSCE will continue to work for a peaceful settlement of the Transnistrian conflict that will be sustainable and strengthen Moldova's sovereignty, independence and territorial integrity, along with a special status for Transnistria. Președintele OSCE, care este și ministrul afacerilor externe al Poloniei, s-a referit și la modul în care organizația pe care o reprezintă vede aflarea pe teritoriul transnistrean la Cobasna unui depozit de muniții. Cantitatea totală despre care se vorbește că ar fi stocată acolo este de 20.000 de tone. Our functionaries will attach a great deal of attention to bring this issue to the limited impact on the security of the territory of the Republic of Moldova. Diplomatul moldovean a precizat că nu sunt motive care să semnaleze că Republica Moldova ar fi ținta unor eventuale acțiuni militare ostile. Chiar și așa, pronosticuri sunt greu de făcut, spune Popescu, iar guvernul trebuie să fie pregătit de orice scenariu. Pe agenda vizitei șefului OSCE mai sunt fixate discuții cu șefa statului Maia Sandu, dar și cu premierul Natalia Gavrilița.